Zeci de pasageri au trecut prin momente de groază pe aeroportul Otopeni după ce o cursă Tarom de la Satu Mare a avut probleme la aterizare. Compania Tarom informează publicul despre incidentul survenit la aterizarea cursei RO-638, care a operat pe ruta Satu Mare-București, având la bord 22 de pasageri. După aterizare, anvelopele trenului principal au cedat. Din primele informații, se pare că trenul de aterizare al unei aeronave ATR s-a blocat și s-a rupt, iar cauciucurile au explodat în momentul aterizării. Avionul a fost oprit în siguranță și pasagerii au fost debarcați conform procedurilor. Totodată, pista respectivă a fost închisă. Incidentul este acum investigat de o echipă de specialiști.